Orașul Rezina, situat pe malul drept al râului Nistru, cu o populație de aproximativ 16.000 locuitori, devine tot mai atractiv. Asta pentru că și în această localitate și-a lăsat amprenta proiectul bugetarea participativă, creând condiții de viață mai prielnice pentru cetățeni. Locuitorii orașului s-au arătat cu interesați de implicare în acest proiect, afirmă membrii coaliției locale. Societatea civilă din orașul Rezina este, consider eu, foarte activă. În cadrul bugetării participative au fost înregistrate 13 proiecte, cereri de proiect, dintre care două nu au fost acceptate pentru că nu erau în corespundere cu regulamentul, adică nu au fost respectați parametrii. Două dintre cererile de proiect au fost finanțate prin decizia Consiliului Orășenesc. Deja sunt în derulare. Activismul societății civile este salutat de administrația publică locală. Nimeni altcineva nu cunoaște nevoile oamenilor la fel de bine precum ei însăși. Astfel, una dintre cele mai stringente probleme a fost identificată și soluționată. Vreau să menționez că strada pe aici a fost implementat un proiect de canalizare unde a fost cu donatorul din Polonia. Au participat și cetățenii. S-a implementat un proiect de succes care a fost necesar strict pentru cetățean, deoarece apele uzate practic le turnau sub ei. Și grădinița numărul 1 din orașul Rezina a fost conectată la rețeaua de canalizare. Cei aproape 80 de copii care frecventează instituția preșcolară, cât și angajații, beneficiază de condiții mai bune. De când suntem uniți la canalizare centrală, chiar noi, instituția numărul 1, strada Păcii, suntem foarte mulțumiți de acest serviciu, fiindcă, în primul rând, ne-a ușurat nouă, puțin munca, era un disconfort. Acum, ne ușor, nu avem nicio problemă, lucru merge tot ok, noi suntem mulțumiți. De asemenea, în localitate a fost amenajat un stadion și un teren pentru sport. Localnicii de la mic la mare vin aici pentru a se antrena și a petrece timpul cu folos pentru sănătate. Au ajuns vremuri ca să ne bucurăm pentru amenajarea unui nou teren. În diferență cum era înainte, este cer și pământ și ceea ce este foarte binevenit, că majoritatea tinerilor din oraș, nu numai de pe stradă, dar chiar din oraș întreg, vin tinerii la joc, se adună tinerii aici, găsesc un interes comun, jucând volei, fotbal. Venim dimineața, facem sport, ne jucăm fotbal și la trenajoare ne mai ocupăm. Implicarea și participarea cetățenilor în viața socială a localității în care trăiesc este foarte importantă, asta pentru că bugetul local este constituit în mare parte din banii cetățenilor, aceștia fiind contribuabilii și cei care ar trebui să ceară socoteala banilor publici. Dacă vorbim despre bugetarea participativă, ea nemijlocit vizează actul de guvernare. În bugetele publice sunt banii cetățenilor. Iată de ce este important ca cetățenii să se implice, să participe, să monitorizeze și să semnaleze anumite abateri. Calitatea vieții dumneavoastră și confortul, gradul de confort al vieții depinde de participarea și implicarea dumneavoastră în actul de guvernare. Bugetele locale se formează din impozitele achitate de cetățeni. Proiectul bugetarea participativă vine să acopere un set de necesități informaționale, contribuind la sporirea gradului de conștientizare a populației privind implicarea civică în luare de decizii pentru a îmbunătăți modul de viață a cetățenilor din localitate.